Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, sfaturi duhovnicești, vom vorbi despre toleranță. Cineva ne întreabă ce este sau ce trebuie să înțelegem prin toleranță. Este un termen destul de des folosit în ziua de astăzi, dar cred că nu știm întotdeauna ce reprezintă sau mai ales nu știm care sunt consecințele ei sau limitele ei. Pentru că a fost prezentat ca un termen frumos, care face bine. E cumva ca zahărul, așa. Știți că zahărul e prezentat ca ceva dulce, care face foarte mult bine. Oamenii neinstruiți și cu mai puțină minte cred lucrul acesta și până la urmă, după o experiență de câteva zeci de ani sau 100 și ceva de ani, am la concluzia că totul zahărul ăsta în anumite limite, în exces și alte aspecte, face rău. Alții au zis că face foarte mult rău. Chiar până acolo s-a mers încât s-a zis că este foarte, foarte rău. Și încredem să credem că așa stau lucrurile. Deci, până la urmă, toleranța este un concept, e un termen, un cuvânt, o noțiune, un concept care se manifestă și la nivel etic și social. Deci se manifestă între oameni, între grupurile de oameni, chiar și la nivel religios și se referă mult la gestiunea libertății, respectul libertății celuilalt, libertatea celuilalt și fizică de manifestare, dar și în modul lui de a gândire și de a se comporta, opiniile sale și toate celelalte aspecte. Se pare că acest termen a apărut în istorie undeva prin secolul 16, spun unii, undeva în Europa, prin nordul Europei și ține de gândirea umanistă, este legat de numele umanistului Erasmus de Rotterdam. Pe atunci se pare că erau tot felul de probleme și tensiuni în zona sa și căutând să pună oarecum să liniștească manifestările extremiste din diferite domenii, Erasmus a dezvoltat acest termen de toleranță, care înseamnă a suporta, să suporți pe celălalt pentru neputințele lui. Adică să nu ajungi la măsuri radicale, că poate celălalt nu înțelege anumite aspecte, dă-i o șansă în plus. Bineînțeles, toleranța în sensul acesta avea o conotație pozitivă, însă în istorie, ulterior, toleranța a fost folosită și în mod negativ, în sensul că limita minime rezistențe și din rău în mai rău, mergând până la un rău extrem, ceea ce nu este sănătos, ca profitând de toleranța unora, să introduci în viața lor, general, în viața lor generală, rele de negândit. Însuși Mântuitorul, deci pe undeva toleranța a intrat în istorie și a fost prezentată ca o formă de iubire a aproapelui, o formă de iubire a aproapelui. E și la acest nivel nu era foarte rea, dar cum v-am spus, cel rău, după ce a introdus o codiță, voia să introducă cu tot și umeri și cap și tot și să creeze foarte mult rău pe acest filon al toleranței, s-a și creat de altfel. Pe undeva și Mântuitorul îndemna la o măsură de a fi puțin tolerant, în sensul că mărturisește, zice, iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac sau nu le ține păcatul acesta, spune Sfântul Ștefan celor care îl omorau de altfel. Chiar și Iov mărturisește, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Deci este un mod de a lăsa lucrurile pe mâna lui Dumnezeu. Vorbind cu niște ucenici care erau puțin mai insistenți, Mântuitorul zice, nu știți ce cereți, adică ceea ce cereți și după aceea s-a și creat o dezordine între ucenici, ceea ce cereți s-ar putea să creeze stări de intoleranță și dezordine între ceilalți frații de credință. Deci până la urmă, a tolera înseamnă a suporta libertatea celuilalt. Iar libertatea celuilalt trebuie să aibă bunul simț să rămână în limitele libertății și bunei conviețuiri. Dacă celălalt prin libertatea care și-o asumă, prin toleranța pe care o mărturisește sau o pretinde, caută să-și facă foarte mult rău ca să pună la cale sau să înrădicineze un rău
care să-i dea ulterior mult argument, asta este păcat, este nesănătos și reacțiile vor fi destul de dure uneori. Deci toleranța există, o folosim, din păcate este folosit în mod viclean în istorie și asta nu este sănătos. Vedeți, la un concept, o noțiune relativ pozitivă între oameni, fiind foarte mulți vicleni care folosesc lucrul acesta, pot să facă și fac foarte mult rău. Este ca atunci când s-a inventat injecțiile și injecțiile, într-adevăr, pot să facă bine, dar prin injecții se poate face și foarte mult rău. Nu vă imaginați cât de multe otrăvuri se introduc în organism și câți oameni sunt uciși prin injecții, ceea ce nu e sănătos. Deși la origine cel care a inventat injecția s-a gândit că face bine și nu comentăm. Intențiile au fost bune, dar au căzut pe rațiuni și multe rațiuni întunecate și multe din invențiile umanității, să știți oamenii, mulți inventatori în umanitate au fost bine intenționați la momentul respectiv cu invențiile lor, dar au căzut pe mâinile unor oameni rău intenționați sau foarte rău intenționați cu diferite posibilități și acele invenții bune au fost folosite în rău. De ce? Pentru că gândul acelei invenții a fost fără Dumnezeu. Dumnezeu nu exista. Relația cu Hristos nu era vie nici în mintea celui care a folosit invenția și nici în mintea inventatorului. Recunoaștem că inventatorul era un om de jertfelnic, un om silitor, un om cercetător, dar n-a fost bine intenționat. Nu a întrebat bine pe Dumnezeu ce să facă, cum să facă. Pentru că numai Dumnezeu are o privire în perspectivă, în istorie. Și putem privi multe din invențiile fundamentale, de exemplu, cel care a inventat dinamita. Nici n-a crezut el cât rău poate să facă pe fața Pământului prin acea invenție. Dar uite că el a fost total bine intenționat, încât a murit și destul de trist văzând ce fac alții cu invenția lor. Vorba aceea, ce fac alții cu munca ta. Altcineva întreabă tot în sensul acesta, până unde merge toleranța, care este limita? Deci, vedeți, oamenii au sesizat că trebuie să existe o limită a toleranței, că altfel se distruge chiar și conceptul și gândul de toleranță. Toleranța mea, în relație dintre oameni, trebuie să fie ca o supapă pentru neputința celuilalt. Dar nu trebuie să-i dea permisiunea sau spațiul celuilalt să devină mai rău decât pot suporta cei din jur. Deci, toleranța nu trebuie să devină un mediu pentru a dezvolta răul care să distrugă mediul înconjurător, oamenii și toți ceilalți. Toleranța trebuie să fie până acolo încât să te dea voie să te dezvolți ca să rodești tot ce e mai bun din tine. Asta este limita toleranței. Să te ajute să dezvolți ce e mai bun din tine, să-ți creeze o condiții propice. Nici să te stingă, nici să te lasă să devii otrăvitor pentru tot ceea ce este în jurul tău. Deci este un joc sau un echilibru al măsurilor. Altcineva întreabă dacă toleranța poate fi o ușă spre păcat. Exact cum spuneam puțin mai înainte, într-adevăr, poate fi o ușă spre păcat, contează însă mult rațiunea sau cine este cel care gestionează această ușă. Poate fi folosită în mod viclean, cum spuneam mai devreme, acest concept al toleranței, acest instrument, că devine un instrument la un moment dat, și să forțeze, să strivească slăbiciuni și să impună concepte care vor fi dăunătoare multora, dar interesul unora sau interesul celor care le impun. Asta nu e toleranță, ci este o falsă toleranță, este o minciună, o viclenie, că te folosești de lucruri. Nu faci decât să minți oamenii, să-i speli pe creier și la un moment dat să-i și alterezi, să-i distrugi, pentru că așa este interesul tău. Vorba românului, așa vrea mușchii tăi. Nu e sănătos și să nu vă tulburați, vine vremea când totul se plătește. Noi avem impresia că facem ce vrem aici pe planetă, că sunt unii care pot să facă ce vrea, este impresia lor și impresia multora, este falsă. Totul se plătește, Dumnezeu gestionează planeta și pământul, istoria, El are ultimul cuvânt. Iar pentru veșnicie este bine să pierzi în fața răilor pe această planetă și să rămâi de partea lui Dumnezeu, că va veni vremea când lumina luptei tale va orbi pe toți păduchii acestei planete și va merge în veșnicie. Acum însă suntem în luptă, aici noi nu avem proprietăți stătătoare aici, ci în cer la Dumnezeu. Viața noastră aici pe planetă este în trecere,
Deci trebuie să gestionăm totul ca și când am trece și să realizăm cât mai multe fapte pozitive în timpul pe care îl avem la dispoziție și cu instrumentele pe care ne sunt puse la dispoziție. A trăi ca și când ai rămâne aici definitiv este fals, neștiințific, este neînțelept și este o eroare și o pagubă pentru veșnicie. Să vă feriți de lucrul acesta. Să trăiți în viața aceasta ca și când ați fi veșnic și ca și când ați acumula averi și bogății de natură, de factură spirituală, faptică, cu care va trebui să mergeți la evaluare înaintea unui judecător nemitarnic, cum spune acolo în Sfânta Scriptură. Altcineva ne întreabă dacă care sunt cauzele intoleranței. Se referă la intoleranță de degeaba aceasta. Deci s-a sesizat că toleranța instrumentată nesănătos, dezarmonios, creează intoleranță, deci creează reacții de intoleranță. Valabil de la trupul tău până la relațiile sociale. Și când vii, am vorbit de injecții, vii cu injecții sau cu diferite substanțe agresive peste organism, organismul declanșează o reacție de intoleranță, adică nu suportă aceste apropieri, trebuie să te păzești de aceste apropieri. De obicei nu este vorba de apropieri naturale, ci artificiale, acolo unde omul și-a introdus mintea lui întunecată și a introdus și demonul codița și a ieșit întotdeauna accident, supărare, tristețe și suferință, boală. Deci care sunt limitele, care sunt cauzele intoleranței, sună întrebarea. Și răspunsul este cumva legat de faptul că dacă măsurile sau limitele toleranței sunt încadrate în anumite canoane și legi, adică Dumnezeu ne-a lăsat niște îndemnuri, niște sfaturi, porunci, spunem noi, canoane, legi, le-am zis în tot felul, în limitele cărora să ne mișcăm ca să ne fie nouă bine, adică să iubești pe Dumnezeu, să iubești aproapele, să iubești părinții și toate celelalte aspecte, să respecti regimul de muncă și respecti averea și avutul celuilalt. Multe, să disprețuiești dezordinea, să nu furi, și multe alte aspecte care duc și ne îndeamnă către conviețuire sănătoasă, prosperă. Logic că în aceste condiții bine așezate, toleranța este pozitivă și duce la creșterea firii umane, manifestărilor umane. În aceeași logică însă, nerespectând aceste legi, apar tulburări, dezechilibre, reacții de intoleranță. Deci, într-un cuvânt, să nu o mai lungim, că și timpul este prețios. Cauzele intoleranței sunt nerespectarea legilor. Legile și celor care le avem constituționale, care văd că în ziua de astăzi nu prea se mai respectă, dar și legilor din spatele legilor constituționale, adică legilor fundamentale ale creației. Respectarea legilor fundamentale ale creației ne dă nouă posibilitatea să evoluăm frumos, ascendent și luminos. Nerespectarea acestor legi ale creației, ale lui Dumnezeu, va duce la situații delicate, situațiile de tensiune și la reacții de intoleranță. Deci, fără doar și poate, intoleranța, cauzele intoleranței, stă în nerespectarea legilor, în primul rând, ale creației, ulterior și legilor fundamentale. Altcineva întreabă dacă toleranța este bună și rea. Am prezentat puțin acest aspect, fără să vrem, la un moment dat, arătând că poate să aibă și o parte, o față bună, dar poate fi folosită și spre... Deci, până la urmă, toleranța rămâne ca un instrument și culoarea acestui instrument este în funcție de cel care o instrumentează. De rațiunea, de libertatea, de lumina sau întunericul care este în sufletul celui care aplică acest instrument, îl folosește. Cu alte cuvinte, în funcție de cât Dumnezeu este în inima celui care vorbește și folosește toleranța. Dacă este un om al lui Dumnezeu, toleranța pe care o sugerează și pentru care mărturisește va fi pozitivă într-un fel sau altul. Dacă este un om fără Dumnezeu, indiferent de cât de frumos ar fi, puternic sau cât de frumos ar vorbi, sau cât de bine intenționat s-ar arăta, dacă este un om fără Dumnezeu, să nu vă faceți iluzii în clipa imediat următoare sau în momentul când nu vă așteptați, foaia se va schimba
și tot aparentul bine se va transforma în rău. Aveți experiența multor și multor alegeri de tot felul, în care la alegere se prezentau ca niște oameni extraordinar de bun, de pozitiv, de iubitori de față de popor, și după alegeri s-au dovedit a fi criminali de multe ori incredibil. Odioși pe față, așa cum se întâmplă în jurul nostru de foarte multe ori. Cineva întreabă unde sunt limitele între toleranță și intoleranță. Da, categoric există o limită și urmând parcursul cam simți, dacă ești interesat și te doare lucrul acesta, cam simți până unde merg lucrurile bine și de unde încep să nu mai funcționeze cum trebuie. De exemplu, să ai acces la un tratament este o toleranță, nu? Este pentru toată lumea, este îngăduit, este tolerant ca tot omul să aibă acces la un tratament care poate e de folos unei anumite forme de boală. Așa este. Dar ca să fii obligat să faci un tratament pentru niște simptome, aia nu mai e toleranță, este intoleranță. Deci să ai acces la o lucrare, un tratament în exemplul nostru, este toleranță, este bucurie, este echilibru, este în favoarea dezvoltării vieții. Să fii obligat la acel tratament care poate pentru unii nu este folositor sau nu este propice, nu este oportun sau optim, aceea nu mai este o manifestare a toleranței, ci este o manifestare a intoleranței. Să mergi mai departe pe calea aceasta și să fii lipsit de drepturi fundamentale în virtutea obligativității tratamentului respectiv, aia se cheamă discriminare. Deci să zicem, n-ai voie să te plimbi sau să mănânci, să bei, dacă nu accepți cu tare tratament, că este spre binele tuturor. Asta e fals, este o minciună, nu știu de unde a apărut, că să știți că și demonul se miră de multe ori la hotărârile pe care le iau oamenii. Nu este ceva mai urât și mai fals. Și totuși oamenii se prefac că așa stau lucrurile și le iau în serios. Deci sunt situații în care mintea se blochează. Că de asta se lucrează între oameni, că și computerele s-ar bloca la astfel de atitudini și de hotărâri. Minciuni atât de false, care sunt luate în serios și ridicate la rang de atitudine politică, adică hotărâre pentru grupuri sau mase largi de oameni, ceea ce este periculos și devine periculos. Altcineva întreabă despre care e diferența dintre toleranță și compromis. Da, sunt atitudini cumva tangente, asemănătoare. Toleranța și compromisul pot să fie, cred că și asemănări, dar și deosebiri. De exemplu, dacă stăm să ne gândim puțin așa, fără să intrăm în multe amănunte, și toleranța și compromisul promovează răul, păcatul până la urmă. Deci mergând până în limite, încep într-un mod voalat, viclean, pozitiv, dar finalizează cam întotdeauna spre rău. Și toleranța și compromisul. Cel care vine într-o comunitate să ceară toleranță, nădăjduiește ca la un moment dat să devină autoritar în drepturi depline și să se impună, ceea ce nu e sănătos. Sau vine acum și te stimulează la un compromis ca să poată să respire și după care se îngrașă bine, își impune autoritatea și devine reper pentru ceilalți care poate n-au fost atenți. Și deci poartă răul și dezvoltă păcatul. Deci acestea seamănă toleranța și compromisul în sensul acesta. Diferența ar fi în modul cum se impun. De exemplu, toleranța dezvoltă un mod mai lent sau un mod pasiv, aș spune eu, de impunere a răului. Se solicită toleranță pentru o problemă și în aspectul larg de toleranță, problema aceea înmugurește, se dezvoltă până când devine foarte urâtă și foarte rea între oameni. Când se trezesc oamenii că s-a născut un rău între ei, este foarte greu de limitat și de stins. Că deja a devenit un obicei, o tradiție și așa mai departe. Deci toleranța
creează un mediu mai pasiv de dezvoltare, dar tot la rău ajung, tot la păcat. O lume sau o morală a păcatului. Compromisul este ceva mai excesiv, adică este o lucrare specifică pentru a crea, o lucrare activă pentru a crea condiții nesănătoase. Nimeni nu face compromis ca să aducă un bine, ci cam compromisurile se fac ca să creeze posibilități de supraviețuire și a unor situații mai neconforme. Și din compromis, adică plătești pe unul, speguiești, nu știu ce, e compromis, te înțelegi că faci așa, faci așa și dai voie acelei buruieni să crească puțin. După ce crește și prinde putere, atunci se renunță la compromis. Cel care a primit compromisul și a fost șpăguit ar vrea să-l stingă, dar nu mai poate că acum este o autoritate. Și atunci își impune aspectul negativ, păcatul, întunericul, care devine oarecum lege. Adică la început trebuie luat în considerare, trebuie tolerat, trebuie scris în rândul legilor oficiale și după care s-ar putea să devină o lege dominantă. Așa crește păcatul între oameni care cască gura, se uită la televizor, se uită pe pereți, cai vers pe pereți și în loc să se uite la Dumnezeu ca să stingă răul din rădăcină. Numai o relație cu Dumnezeu te poate ajuta să înțelegi din prima mișcare a unei lucrări consecințele. Deci un suflet apropiat de Dumnezeu, un suflet înduhovnicit, îmbunătățit, cum spun Sfinții Părinți, au puterea să intuiască de la început o lucrare dacă va avea o finalitate rea sau bună. Chiar dacă finalitatea acelei lucrări va fi peste 50 de ani sau 100 de ani. Deci orice om în relație strânsă, frumoasă, apropiată, luminoasă cu Dumnezeu, intuiește dacă o propunere de astăzi să facem cu tare sau să facem cu tare, peste 100 de ani va face foarte mult rău sau va face bine. Și poate spune de acum, când e vorba doar de o teorie, doar de o propunere, asta e bună, asta nu e bună pentru oameni. Deci se poate lucrul acesta. Dar când omul care decide nu are o relație cu Dumnezeu, atunci el este atât de întunecat și orb, încât orice drăgușor cât de mic poate face ce vrea cu el. Mai ales dacă îl și cointeresează puțin pentru o șpagă acolo cât de mică, derizoriu de mică, face din el un instrument de doi bani de nu se vede. Bineînțeles că Dumnezeu nu rămâne, Dumnezeu îngăduie să știți, dar nu rămâne străin de această lucrare. Va veni vremea când pentru 2 lei primiți acum ca șpagă va plăti cu veșnicia lui și va înțelege atunci adevăratul raport între valori. Altcineva întreabă dacă toleranța poate deveni un instrument politic. Sigur că poate deveni un instrument politic, cred că este și folosită ca instrument politic. Acum nu știu dacă e problema noastră asta, dar așa e realitatea, asta spune istoria. Poate să urmărească prin toleranță obținerea de bani, de profit, poate să vină și cu o bună conviețuire între, adică să lupte pentru o bună conviețuire între bine și rău, ceea ce este albastru. Nu se poate lucrul acesta, răul este rău întotdeauna și binele este bine. Nu putem, ca impunând condiții de toleranță, să dăm voie răului să dezvolte, că strică. Nu putem să zicem, domnule, trebuie să fim toleranți. Ce dacă este și neghină în grâu? Păi are și neghina dreptul, că și neghina este o sămânță, nu? Tot Dumnezeu a creat-o și trebuie să trăiască și ea. Așa că să fim toleranți, să trăiască și neghina, să trăiască și grâu și să fim în pace, nu? Așa este, dar la sfârșit pâinea va fi greu de mâncat dacă amestecăm neghina cu grâul și nu va fi folosită. Și atunci ce am făcut? Deci este bine ca neghina să meargă la locul ei de neghina acolo și grâul să rămână curat, pentru că așa cere pâinea. Așa cere viitorul, aceea cere lumina, ca lumina să fie fără pete și fără întuneric. Bineînțeles, această toleranță introdusă sau folosită ca instrument politic poate să îndemne sau să sugereze sau să împingă masele și popoarele spre oarecare laxitate, laxitate vis-a-vis de valori culturale, vis-a-vis de tradiții, de valori spirituale, morale, religioase, etc. Scopul acestor laxități este să distrugi istorii. Așa se otrăvesc și se aruncă la gunoi istorii. Groapa de gunoi a istorilor este imensă. Dar ăștia care folosesc toleranța ca să distrugă istoriile unor popoare, adică ancorele lor de rezistență, nu știu că în groapa aceea a istorii
ei, cum se spune, vor fi aruncați și ei la un moment dat. Acolo, ăștia care sapă groapa altuia, cum spune românul, vor ajunge și ei în groapa aceea, la un loc cu toți întunecații care distrug valorile popoarelor, mai ales în Europa, pentru că Europa este în general creștină, cu o istorie imensă creștină. Deci este Europa, este o zonă în care, în jurul căreia se învârte istoria umanității și ar trebui să fim atenți la mișcările de aici. De asta este Europa sub așa de mare tensiune. Dar știe Dumnezeu ce face și noi trebuie să avem nădejde. Atitudinea creștinului, întreabă cineva, atitudinea creștinului față de toleranță. Da, este o întrebare interesantă, poate puțin cam dură, dar așa e situația. Și creștinul are o atitudine față de toleranță, numai că în creștinism nu prea există toleranță, că așa e creștinismul făcut. Creștinismul este ceva frumos, ceva lejer, ceva ca o relație filială între Dumnezeu și om și Dumnezeu poartă de grijă, omul ascultă și aici nu mai e loc toleranța. Într-o relație de ascultare frumoasă și sănătoasă, familială, nu este normal să existe toleranță pentru că nu are loc. Vă dați seama, într-o relație și în familie, un adolescent începe să bea sau să fumeze sau să drogheze și familia tată să fie puțin tolerant. N-are sens. Păi nu poți să te las să te distrugi sub ochii mei. Te iubesc, te ajut, te îndemn, te sprijin, te susțin. În toate felurile. Iubirea e creativă, dar eu nu pot să stau pasiv să văd cum tu te distrugi sub ochii mei. Deci de asta în creștinism nu prea există toleranță. Nu există toleranță față de păcat. Avem toleranță față de păcătoși pentru că ei trebuie ajutați. Dar păcat față de păcat nu poate să fie toleranță pentru că face... E un nonsens, nu poți să fii tolerant față de păcat. Dar păcătoși sau cei care au fost afectați sau contaminați de păcat trebuie ajutați pentru că în ei este chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu și poate sunt și provocări pentru noi. Deci trebuie să ne luptăm cu acești păcătoși să se facă sănătoși și să-i ajutăm cât este motivația luptei noastre chiar și pentru o viață. De aceea în creștinism nu există toleranță ca atare, dar există pogorământ, adică sunt situații în care putem, harul se pogoară la nivelul omului neputincios ca să-l ajute să se ridice, așa cum Hristos din cerul său s-a lepădat la nivelul firii umane alterate și căzute, a luat fir, trup de om, a suferit toate ale omului fără să dea curs și toleranță păcatului, cum am spus, deci până la păcat și felul acesta, ca model și ca putere, l-a ajutat pe om să se ridice la nivelul acela din nou de ființă cerească. Nu vedeți că nu avem loc pe pământ și nici nu prea ne mai trage inima la pământ. Simțim undeva în firea noastră că suntem veniți din altă parte. Oamenii de știință caută să explice tot felul de explicații ciudate. Noi suntem veniți din cer, Dumnezeu ne-a creat și aici suntem într-o școală, suntem în trecere. Suntem în gestiunea unei pedagogii, trebuie să învățăm ceva în viața aceasta și ceea ce învățăm vom gestiona dincolo. Nimeni nu moare, sufletele nu dispar, sunt energii specifice, speciale, sunt de factură, de sorgintă cerească, divină, sunt de la Dumnezeu. Orice ar face omul nu poate să ucidă, să distrugă sufletul nimănui. Trupul, vasul poate să-l spargă, să-l distrugă, să-l frângă, dar sufletul în niciun caz și fiecare va merge cu sufletul său acolo unde l-a învățat de aici. Te înveți să iubești pe Dumnezeu și să faci bine, asta vei face și dincolo. Te înveți să faci rău și să disprețuiești pe Dumnezeu, asta vei suporta și dincolo. Dar să știți că dincolo treaba asta va fi greu de suportat, pentru că nu e propice omului, este imposibil de dus, atât este de greu. Deci creștinul are pogorământ, are îngăduință creștină, are purtare de grijă, toate sunt fapte ale Duhului Sfânt, lucrările ale Duhului Sfânt care ne ajută să creștem către Dumnezeu și către cer. Bineînțeles, nu poate să aibă toleranță pentru că creștinismul nu tolerează răul, dar avem toată îngăduința față de păcătoși, față de oamenii răi, poate și ei se vor întoarce. Mai erau câteva cuvinte despre toleranță, dragi prieteni, dar nu mai sunt secunde și nici minute. Dumnezeu să ajute să fiți binecuvântați!